Am căutat mereu în călătoriile pe drumuri aproape locuri, oameni, povești și mai ales o anumită stare de spirit, starea aceea de bine. Astăzi am ajuns într-un loc unde am găsit din prima starea asta. Un loc unde oamenii au început să înțeleagă încet, încet că reconectarea cu natura, întoarcerea la lucrurile simple, la valorile de bază sunt, de fapt, lucruri care contează cu adevărat în viață. Așadar, astăzi e o călătorie zen pe drumuri aproape la Firiteaz, în județul Arad. Cât se poate de simplu a fost și drumul până aici, 50 de kilometri de la Timișoara, pe drumul vechi spre Arad, prin Orțișoara și Vinga. La Șagu faci dreapta, treci de Cruceni și Firiteazul se ivește în cale. Și se ivește așa într-o pace de plină. Drept este că e o după-amiază amorțită de vară, 40 de grade în termometre. Drept e că e un sat mic, din care mulți au plecat. Drept e că, la o simplă căutare pe Google, cel mai des apar anunțurile cu case de vânzare. Dar ceva îmi spune că locul ăsta păstrează un strop din idilicul de altădată de la țară și, în plus, se pregătește să fie în rând cu vremurile. Adică ceea ce caută mulți astăzi. Oamenii cu care mă întâlnesc se pare că au găsit formula câștigătoare și sunt tare mândri că se numesc localnici în Firiteaz. În plus, se încheagă încet încet o comunitate care are un scop comun, să facă în așa fel încât să aibă o viață plăcută aici. Pe primele mele gazde le întâlnesc pe terenul de volei de lângă biserică. Nu că m-aș fi așteptat vreo clipă să găsesc aici un teren de volei făcut ca la carte, cu nisip și toate cele. Sunt o mulțime de copii și împreună cu ei un tânăr în jurul căruia se adună toate energiile. E preotul din sat, cel care a pus bazele centrului de tineret Bucurie în Ortodoxie. Cum cad semințele? Întâi lângă drum, între spini odată, super, între pietre, perfect, și Riana, pe pământul cel bun. O sămânță, pentru a putea rodi, are nevoie de umezeală și creierul în sine și inima noastră. Despre ce umezeală credeți că ar fi vorba? Credința, super! Cine vine la centrul de tinere de la Firiteaz? Copii, ei, grupa de copii, duminica mai ales, înainte, în timpul liturghiei, așa stăm cam o oră și apoi mergem spre liturghie să ne împărtășim și să cântăm. Și apoi tinerii, noi ne referim la cei peste 14-16 ani. Care duc până la 30. Până la 30, da, exact. Din generația noastră. Da. Și ei vin aici, au acces tot timpul, nu știm ce fac, când fac, cum fac. Avem și activitățile organizate cu ei, când, nu știu, propunem un film, spre exemplu, și după film niște povești care duc uneori până spre miezul nopții. De foarte multe ori se pleacă cu lacrimi în ochi de pe aici și cu sufletele pline. Deci și activități organizate, dar multe dintre ele sunt așa, pur și simplu, e un spațiu în care ei să se întâlnească într-un cadru intim, să fie al lor. Ei îl și consideră, mergem la acasă, la centrul nostru, ei au papuși de casă pe aici, ai lor, au, deci... Au bănuți puși prin cărți, că într-o zi nu știam ce fac. Da. Și deschideau o carte și acolo aveau bani și mergem să cumpărăm așa, ne facem paste, ne facem au pizza. Au bucătărie, da. Și ceea ce e fain este că se întâmplă tot felul de lucruri legate de viața lor, de vârsta lor, adică mi-a spus că faceți și educație religioasă cu ei, dar nu este singurul lucru care se întâmplă aici. Nu știu, v-ați spus că aveți tot felul de activități care se întâmplă în centru sau pe lângă centru sau la marginea satului. Păi, spre exemplu, ne pregătim acum de o competiție sportivă. Vom juca volei pe nisip. Spre exemplu, pe lângă asta, se citește Scriptura acum cu noi de față. Cântăm. Am învățat să ne spălăm cu dinți, cu un medic de pe la Aram care a venit pe aici și ne-a prezentat câte un alta. Am învățat să mâncăm, să tăiem cărnița, să folosim să ținem patele. Deci de la chestiuni din astea, până la urmă, pentru noi uzuale și la îndemână, pentru mulți dintre ei sunt foarte necesare. Deși suntem la o aruncătură de băț aici, de Arad și de Timișoara, totuși sunt copii care
au nevoie de educație de genul acesta, fără doar și... V-am spus de la bun început că m-a impresionat și m-a frapat să găsesc atâția oameni tineri și, prin urmare, și plini de energie aici la Firitas și, invariabil, nu știu, cuvântul care apare mereu în discursul tuturor este comunitate. Și cred că aici la Firitas ați reușit cumva, ca adunând toate energiile astea bune la un loc, să dați un nou sens ideii de comunitate, care probabil în multe locuri, mai ales în zona rurală în România, se cam pierde. Nu știu cum e aici. Să știți că așa este. Da. Eu cred că gândul inițial a fost egoist un pic. Am venit în 2014 aici, în 6 decembrie. Okay. Am fost... perfect. Da, perfect. 6 decembrie, zi de sâmbătă. Sfântul Nicolae. Sfântul Nicolae. Din Filiteaz au fost maxim 10 oameni la biserică. Mm-hmm. Maxim 10. Care ne-au întâmpinat, da? Care ne-au întâmpinat pe noi, mă rog. 7 decembrie, a doua zi de a fi noi la Filiteaz, nu mai erau invitații noștri, rudenile noastre. Cei care au umplut biserica sâmbătă. Și duminică ne-am trezit doar cu firitezenii, care erau 10 oameni. Puțin. Și am zis, wow, asta nu e treabă bună. Și ne și ziceam, Doamne, trebuie să locuim aici. Soția mai avea 2 luni până la a naște. Am zis, Dumnezeu, cu mila, vedem ce iese. Și de ce am zis egoist? Am adunat pe copii cu gândul de a umple biserica. Efectiv, acesta a fost gândul inițial. Băi, frate, trebuie să vedem acolo, în strană, câțiva, dincoace aici, câțiva. Aveam nevoie de ei, să ne cânte, să fie în altar, să tragă clopotul, să fie... Să formăm staful tehnic, cumva. Din ei. Cu părinții nu reușeam. Cu părinții nu reuși. Sofie, fii atentă. Tu cânti la pian și cu vocea împreună cu Denisa. E ok? Dacă în stare. Cânti și tu. Super. Cântați toate trei. E ok? Vrei să cânti și tu, Roxy? Hai, super. Că și tu cânti. Tu cânti excepțional de frumos. Hai să vedem ce iese. Iese ceva? Iese, sigur. Da, și... Locul ăsta are menirea să te încarce de energie. E energia aceea bună pe care o dau copiii, care își creează propria lor comunitate, un model de urmat și pentru cei mari. Vreau lor.